Preacuvioși părinți și frați, preacucernici părinți, iubiți credincioși, se cuvine ca să mulțumim prea bunului Dumnezeu că ne-a vrednicit, iată, să ajungem și în această zi frumoasă de iulie, de sfârșit de iulie, deja în a doua jumătate a lui iulie, și l-am serbat zilele acestea, acum 3 zile în urmă, pe Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul. Și sunt convins că ați fost prezenți la biserică, că ați ascultat cuvântul de învățătură care s-a adresat în biserica noastră în ziua Sfântului Proroc Ilie. Sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră ați căutat ca să vă îmbogățiți sufletește, să luați ceva din râvna prorocului Ilie și așa, cu râvnă fiind, să ne îndreptăm spre duminica aceasta, dar înainte de ziua aceasta, într-o ziua de ieri, am cinstit-o pe cea întocmai cu apostolii, pe Sfânta Muceniță Maria Magdalena, care cunoașteți prea bine că a fost ucenică, uceniță a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, apropiată și care s-a învrednicit de mari daruri de la Dumnezeu. Și Maria Magdalena a fost cea din tâi care a auzit și acel cuvânt de bucurați-vă, că Hristos a înviat, a auzit acel cuvânt de la Îngerul Domnului și a fost cea din tâi care l-a văzut pe Iisus, cum spun Sfintele Scripturi și învățătura bisericii noastre. Iată de acum că în această zi ne întâlnim pe lângă duminica cea frumoasă închinată Mântuitorului nostru Iisus Hristos, învierii Lui, și ne-am adus aminte, biserica ne-a pus în fața ochilor minunea pe care l-a săvârșit-o, pe care a săvârșit-o Mântuitorul Hristos, sau mai bine zis, minunile pe care le-a săvârșit Domnul Hristos, cu cei doi orbi și cu acel mut, căci nu era mut cel de care s-a vorbit astăzi în Evanghelie, nu era vorba de o muțenie ca neputință, ca o boală din aceasta trupească, ci nu, muțenia era dată de către un duh mut, un duh necurat, un diavol deci în cele din urmă, care îl făcea pe acel copil, pe acel tânăr, ca să nu poată să grăiască. Și Iisus l-a vindecat. Și am auzit și în această zi, pe lângă și pericopa apostolică deosebită din Epistola către Romani, dar acum, dacă nu mă înșel, 2 săptămâni în urmă, am adresat o întrebare pe care am lăsat-o fără de răspuns. N-am dat răspuns atunci, când am zis, cunoașteți dumneavoastră cum se citesc Evangheliile în biserica noastră? Și nu am dat răspuns. Și mi-am adus aminte acum că eu am rămas dator cumva la dumneavoastră cu răspuns. Poate unii cunoașteți, poate unii nu. Din practică, dacă participați la slujbele noastre bisericești de la Paști, și iarăși până la Sfintele Paști anul următor, și luați aminte la pericopele evanghelice cum se citesc, vă veți da seama că de la Paști până la Rusalii citim de la Ioan, din Evanghelia de la Ioan. De luni după Rusalii, deci de luni de la Sfânta Treime și până după Duminica Înălțării Sfintei Cruci, se citesc Evanghelie din pericopele evanghelice de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei. Apoi, de luni, după Duminica Înălțării Sfintei Cruci și până la lăsatul secului de postul mare, se citesc Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Și mai rămâne Marcu. Marcu se citește în mod deosebit în sâmbetele postului mare și mai sunt câteva pericope care se pun
cu diferite ocazii în perioada aceasta, căci mai sunt și câteva excepții, cum este înălțarea Sfintei Cruci, când se citește tot de la Marcu, sau alte duminici, mai puține duminici în alte sărbători. Dar pericopele apostolice, v-ați întreba cum se citesc? E foarte ușor, foarte simplu. De la Paști, cu ce se începe la Paști? Cu faptele apostolilor. Nu se citește din faptele apostolilor când zice cuvântul cel din tâi l-am scris, o Teofile, despre Hristos că te-a făcut așa și așa. Se referă Sfântul Evanghelist Luca, căci Luca ne-a scris nouă cartea și ne-a lăsat nouă cartea Faptele Apostolilor. Și cuvântul cel din tâi care e? Evanghelia. Evanghelia de la Luca, din care citim, ia să vedem, mai reținem, de luni după înălțarea Sfintei Cruci și până la începutul postului mare. Deci așa sunt împărțite pericopele. Iar din cartea Faptele Apostolilor, deci citim din ziua de Paști și iarăși până la Rusalii. Și apoi intră epistolele Sfântului Apostol Pavel și se încheie cu epistolele sobornicești. Cele 7 epistole sobornicești. Nu vă cer ca să le știți, dar vă cer ca să le citiți. Nu vă cer ca să le cunoașteți numai decât ordinea, dar m-aș bucura foarte mult dacă ați citi din epistolele sobornicești, unde sunt niște sfaturi deosebite. De exemplu, la Sfântul Ilie, acum 3 zile în urmă, de unde a fost apostolul? Din epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iacob. De acolo s-a citit. De ce? Că face acolo mențiune, Sfântul Apostol Iacob face mențiune după ce spune că cei care se roagă, cei care chem preoții bisericii, aceia și se ung cu lemnul cel sfințit, aceia primesc tămăduire. Și aduce ca argument Sfântul Iacob de acum pe Ilie. Ilie, care a fost proroc, a încuiat cerul 3 ani și 6 luni. De aceea se citește în ziua de pomenire a Sfântului proroc Ilie Tezviteanul, pericopa aceea, deci că este menționat el, Ilie, și despre minunea pe care el a săvârșit-o. Dar m-am lungit. Astăzi am vrut să vă amintesc doar mai un lucru, dragii mei. Să vă pun o întrebare. Ce este minunea? Și când se săvârșește minunea? Minunea se săvârșește atunci când îi cer Domnului Hristos din toată inima, când mă așez înaintea Lui ca într-un dialog, cum mă aflu cu cel de lângă mine, sau cum ne aflăm noi acum aici, eu și dumneavoastră. Eu mă adresez dumneavoastră și dumneavoastră vă adresați mie. Așa, deci trebuie să trăim prezența lui Hristos. Și îi spunem lui Hristos necazul, supărarea, problema noastră. Cum ați auzit că au făcut și cei 2 orbi din Evanghelie, care i-au zis lui Iisus doar atât. Strigau și ziceau, miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. Deci, prima dată au strigat, au crezut. Căci credeți dumneavoastră că în acest cuvânt de aici, de la acești orbi, e doar numai așa un cuvânt spus oarecum? Ei credeau că Iisus este Mesia, cel trimis, cel prezis de proroci. Miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. Au zis, și după ce au intrat în casă, Iisus i-a întrebat, credeți voi că pot eu să fac aceasta? Și ei au răspuns, da, Doamne. Deci ce este minunea? O credință, o încredințare deplină în Hristos Domnul, dar și un dialog sincer. Doamne, vezi neputința mea.
Câți dintre creștinii noștri n-au primit vindecare în decursul vremii? Câți nu s-au bucurat de mângâierea prea bunului Dumnezeu? Foarte mulți și dintre dumneavoastră vă bucurați de darurile acestea care izvorăsc, care țâșnesc din dialogul minunat, din dialogul veșnic și frumos dintre noi și Hristos Domnul. Dar trebuie ca mai întâi să rugăm, al doilea să credem că El poate și în al treilea rând El, Iisus, va răspunde rugăciunii și credinței noastre cu mila Lui cea bogată. Pentru că mila și dragostea lui Hristos, Dumnezeul nostru, acestea sunt fără de margini. Să nu-și imagineze cineva că doar mie mi-a dat mai puțin, la altul a dat mai mult. Nici de cum. El este darnic. Hristos Domnul este darnic. Și cum am zis de multe ori acest cuvânt, dă și nu ia înapoi. Dă și nu-i pare rău. Acesta-i Dumnezeul nostru. De aceea ne încredințăm Lui. Ce este credința noastră? Ce este liturghia noastră? La care, iată, am asistat începând cu orele 9, de când am început 9, 9 și 10 și până acum am asistat la Sfânta Liturghie. Este taina tainelor. Și avem acea încredere și încredințare că în acea bucățică de pâine și în acel gram de vin de acolo și care îl primesc, este prezent întreg și iau Sfintele Taine spre viață veșnică. Aceasta e credința noastră. Acesta este Dumnezeul nostru. Ni se dă, ni se împarte, îl avem. De aceea, iubiții mei, în această zi, să nu uităm că minunea este un dialog sincer între noi și Dumnezeu. Că minunea este o comuniune, o comunicare sinceră cu Dumnezeul nostru. Așa o așezare a noastră în fața lui Hristos. Cred că v-am mai spus, dar am să vă amintesc și acum. Aveam aici la mănăstire un creștin care lucrase de ani de zile, lucra aici la mănăstire de ani de zile, ca meșter, tâmplar. Doar numai acoperișul la biserică nu l-a făcut el. Încolo toate acoperișurile, lemnul tot era pregătit de el. Ba și în gospodărie, ba și la vale, acolo la Arhondarice, m-am consultat cu el și l-am avut până în cea din urmă clipa a sa. Dar avea o neputință. Mă duceam pe la el pe la atelier, una o lăsa, alta o aprindea. Și tot mă țineam de el. Lasă, ba, deodată țigara. Stătea și cu greu. Zicam să te iau cu mine în chilie și să văd ce-i să faci. L-am luat cu mine odată la București. Debea aștepta să oprim pe undeva ca să mai pufă o țigară. Zic, bade, îți cumpăr ce vrei neatale, nu mai las odată țigara. Țineam foarte mult la el. Un om deosebit. Era aici, din preajma Putnei, dincolo de Rădăuți. În cele din urmă, cu ani în urmă, el lucra în ziua de Sfântul Ioan, cel nou de la Suceava. Și în acea zi, deci pe 2 iunie, aceea e ziua de pomenire a Sfântului Ioan. Și în acea zi, când el lucra, a căzut de pe schelă și și-a fracturat două coaste. Acum, deci după ani de zile, eu tot spunându-i mereu, lasă, 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 țigară odată, roagă-te și neatale, cu sinceritate, era în ziua de pomenire a Sfântului Ioan. Și era sincer el într-un dialog cu Sfântul Ioan. Citise viața Sfântului Ioan. După ce a citit viața Sfântului Ioan, era acasă, căci era neputincios, nu se mai putea deplasa la biserică, căci l-au părăsit picioarele. De acum îi citise
a citit acatistul Sfântului Ioan, după care, desigur, și-a aprins o țigară, să mai pufăie una. Și, pufăind din țigară, a început să vorbească cu Sfântul. Sfinte, când am lucrat în ziua ta, mi-ai rupt două coaste. Părintele Stareț se ține de mine. Nu reușesc ca să-l ascult. Astăzi ți-am citit viața, ți-am citit acatistul, tu pe mine, de ce nu vrei să mă ajuți? Și a terminat de pufăit țigara aceea, mai trece ce mai trece, dă să mai scoată una, să o aprindă. Niciun chef. Ce s-a întâmplat cu mine? Parcă nu-i venea a crede, dă să o aprindă, dar nu mai trebuie. Și o lasă deoparte. Și în acel moment nu i-a mai trebuit. Îl mai aducea băiatul lui pe aici, pe la noi. Îl aducea și arăta la mulți, plângând. Iată ce a făcut cu mine Sfântul Ioan. Dar ce era? Ce a fost un dialog sincer între el și Sfântul? Aceasta e minunea. Un dialog sincer și din acel moment nici că a mai fumat vreodată. A murit într-o zi mare. Iar spui și asta, un alt preasfințit Upimen ținea foarte mult la el și l-am îngropat în ziua, așa s-a rânduit că a murit între sărbătorile de iarnă și anul nou și s-a rânduit chiar de ziua lui, de Sfântul Vasile cel Mare, să-i fie mormântarea. Și m-am grăbit și eu de aici și n-a prea simțit Upimen pentru că s-a întârziat un pic în veșminte așa cum era, a terminat liturghia la Sfântul Ioan, s-a urcat în mașină și a venit direct la măreția, că acolo era mormântarea și a participat. Deci, repet, ce e minunea? O încredințare și un dialog sincer cu Dumnezeul nostru, precum a făcut Orbii. Și să știți dumneavoastră că Hristos Domnul este cu noi. În Evanghelia de astăzi, dacă ar fi să citim și versetele care urmează, după textul care a zis, versetul 35 de la Matei, capitolul 9, că Iisus străbătea cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Urmează versetul 36, 37 și 38, încă trei versete, și se încheie capitolul 9. Iată ce spune Iisus aici. Și aici să luăm aminte fiecare dintre noi că avem o datorie de a ne ruga unii pentru alții. Văzând Iisus mulțimile, i s-a făcut milă de ele, căci erau necăjite și rătăcite ca niște oi care n-au păstor. Și a zis Iisus ucenicilor, secerișul e mult, dar lucrătorii sunt puțini. Și zice Iisus ucenicilor, rugați-vă deci, rugați pe Domnul secerișului ca să scoată lucrători la secerișul său. Care-i secerișul? Turma cea mare, Biserica lui Hristos. Care sunt lucrătorii? Păstorii cei sufletești. De aceea e această datoria noastră a fiecăruia. Dumneavoastră să vă rugați pentru păstorii cei duhovnicești, pentru părinții duhovnicești, pentru părinții trufești, ca Dumnezeu să dea ce să dea mai întâi. Cuvânt și discernământ. Căci amintesc iarăși un cuvânt al înalt preasfințitului arhiepiscop Imen. Nu e greu să trăiești, ci e greu să cumpănești. Ce înseamnă? Să ai discernământ. Nimeni nu poate avea discernământ în afara lui Hristos și în afara bisericii. În Hristos și în biserică învățăm ce este smerenia, iar sfinții sirieni,
Isaac Siru, Efrem Siru, ne trimit permanent la Sfânta Smerenie ca echilibru al vieții. Deci frate și soară într-un Hristos și dragi părinți, nu căutați echilibru, nu căutați viață duhovnicească fără de smerenie, fără de ceea ce a făcut Hristos, fără de ștergar. Ștergarul ne trimite la slujire. Amintiți-vă de Joia Mare. Ștergarul ne trimite la slujire, la slujirea aproapelui. La aceasta suntem chemați absolut toți, și păstori, și fii duhovnicești, și absolut toți. Facă Bunul Dumnezeu ca zilele acestea pe care le-am petrecut să ne fie nouă spre mult folos, spre râvnea lui Ilie, spre bucuria Mariei Magdalena, când l-a întâlnit pe Domnul Hristos, dar și spre bucuria aceea mărturisirii lui Hristos, precum Sfântul Sfințit Mucenic Foca de astăzi și Sfinții Mucenici Apolinarie, Trofin, Teofil și cei din prână cu dânsii a căror pomenire o săvârșim, dar și a Sfântului Marelui Mucenic Pantelimon, doctor fără de argint, pe care îl vom serva în ziua de joi, în săptămâna aceasta. Să facă Domnul ca zilele acestea pe care Domnul ne le-a dat și dumneavoastră, cei care ați venit în vacanță sau în concediu acasă, sau dumneavoastră elevilor și studenților, să vă dea Domnul râvnă în a vă încărca sufletește, în a vă îmbogăți sufletește. Nu numai o bucurie se exprimă, nu numai prin bucate alese și prin ceea ce ai pus pe masă, pe o sticlă cu vin sau mai știu eu ce. Bucuria este și aceea împărtășirii bucuriilor și necazurilor. Aici e adânca comuniune. Aici e tainica comuniune. Și cum am zis, un tânăr, un student, un creștin, nu are timp de pierdut. Timpul e prețios pentru fiecare dintre noi. De ce? Că e de aici și până aici. Pot să fiu la jumătate, pot să fiu trecut de jumătate, pot să fiu la început, nu știu. Toate sunt în mâna cui? A preabunului. A aceluia cu care trebuie să fiu într-un dialog permanent. Deci să cred și să mă încred și să mă îmbogățesc sufletește. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu la toți. Amin.